Polițiștii locali aflați în patrulare în Piața Unirii au fost direcționați de către dispeceratul instituției în zona localurilor, unde s-a semnalat faptul că un bărbat care consumă alcool pe domeniul public deranjează persoanele care stau la una dintre terase. În momentul în care a fost abordat de polițiștii locali, acesta a devenit agresiv, adresându-le injurii și refuzând să-și decline identitatea, motiv pentru care s-a trecut la încătușarea acestuia și transportarea la sediul Direcției Generale a Poliției Locale pentru a fi identificat și sancționat. Persoana în cauză are 33 de ani și este din Timișoara. Acesta a fost sancționat de polițiștii locali cu 2 amenzi în valoare de 4.000 de lei pentru consum de alcool pe domeniul public, tulburarea ordinii publice, refuz de legitimare și adresarea de injurii. După aplicarea proceselor verbale, cel în cauză a părăsit instituția, moment în care, în timp ce se îndrepta către stația de tramvai din apropiere, s-a întors și a spart cu pumnul oglinda unui autoturism parcat în zonă. Polițiștii locali au auzit incidentul și l-au prins în apropierea ștrandului din zonă. Bărbatul a recunoscut că a lovit oglinda unei mașini, motiv pentru care a fost reținut și predat polițiștilor de la secția 1 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.